Bine, hai să vă arăt ce n-am mai văzut Brașovul de mult, mult timp. Un cer perfect senin, un cer perfect senin și o temperatură de peste 20 de grade. Sunt 21-22 de grade undeva pe acolo. E cald, chiar foarte cald, bine, foarte cald pentru Brașov. Dar în comparație cu alte orașe ale țării, sunt sigur că e răcoare. Pot să zic asta pentru că mi-a luat geaca asta de vară în sfârșit. E a doua zi când o port. Ieri am purtat-o o dată și aseară deja eram un pic răcit. Azi că am purtat-o iar, mâine cred o să fiu și mai răcit, dar pot să zic că e altă senzație în momentul în care se circulă vântul prin geacă. Oh, no. Asta înseamnă motociclism. Foarte prost e că nu pot să mă bucur cu adevărat așa cum aș vrea de vremea asta, pentru că motorbike încă e ocupat cu licența, încă e prins cu toată facultatea și tocmai ce am plecat de acolo acum 5 minute, dezamăgit. Pot să zic că asta e cel mai bun cuvânt pe care îl găsesc. Dezamăgit. Pentru că în ultima perioadă am avut niște suișuri și coborâșuri cu facultatea foarte abrupte și foarte ciudate, pentru că am ajuns în ultimul an să stau să mă gândesc odată la două zile dacă mai merită să mai continui facultatea sau să mă las. A fost o perioadă ceva mai dificilă pentru mine și un pic mai încărcată din toate punctele de vedere, însă a trebuit să stau bine să mă gândesc. Am avut noroc că am avut câteva persoane lângă mine care au avut grijă să tragă de mine, să observe modul în care funcționez și să nu mă lase să cad cu totul în momentul în care eram într-un mare declin. Pot să zic că odată mi-a fost gândul să mă las cu totul de facultate, să-mi bag piciorul în tot, să nu mai văd profesor, facultate, foi scrise, învățat, examene, sesiuni și lucruri de genul. Și asta cred că se întâmplă din mai multe cauze, așa că astăzi o să vă povestesc de ce era să mă las de facultate, nu doar o dată, nu de două ori, nu de 10 ori, de foarte multe ori. Am fost sub limită chiar și am zis ok, gata, am cedat, m-am lăsat, ne vedem la anul, dar într-un final, iată-mă aici, intrat în licență, cu licență, gata, luni o să am examenul scris și joi o să am prezentarea, pentru că la noi la facultate examenul constă într-un examen scris la care intră vreo 6 sau 7 materii, nu vreau să mint, o aplicație care trebuie să meargă și trebuie să facă ceva destul de wow și o documentație despre aplicația respectivă de 60 de pagini, și încă o prezentare PowerPoint sau ceva asemănător. Pot să zic că am terminat totul, aplicația face ce vreau eu să facă într-un final după suișuri și coborciuri și multe, multe, multe discuții și multe căutări pe Google, pentru că cel mai bun prieten în ultima perioadă a fost Google și Stack Overflow, pentru că erau singurele metode în care puteam să mă informez anumite lucruri de care aveam nevoie, și asta din cauza că încă de la început, de când a trebuit să-mi aleg proiectul de licență, a trebuit să am un profesor coordonator, iar profesorul coordonator pe care l-am vrut eu și pe care l-am ales într-un final a venit la mine cu replica că domnul motorbike, știți, eu v-aș lua, dar noi nu ne-am prea înțeles în ultima perioadă și nu știu ce să zic, și eram ok, pe bune, eu m-am înțeles cu tine, tu cu mine, nu? Sau care-i faza? Că n-am înțeles. Adică e genul de profesor care vrea să fie pupat în fund și să fie cu pardon, dar asta e cea mai bună expresie pe care o găsesc. Iar eu nu sunt genul ăla de persoană. Am avut colegi care au făcut asta, s-au înțeles minunat cu profesorul respectiv încă din anul 1, anul 2, anul 3. Eu nu sunt genul și tocmai de asta probabil m-a avut foarte mult la inimă, dar la mine totul a început un pic mai devreme, din anul 2, din semestrul 2 mai exact, în momentul în care am avut un declin un pic mai mare, am avut eu o pasă mai proastă în viață și am ajuns să am 3 restanțe. Nu le-a fost problema pentru că le-am dat și le-am luat într-un final, dar de atunci am văzut de fapt cum sunt profesorii cu adevărat, am văzut ce fel de oameni sunt și am zis nu e bine, pe bune, nu e bine, nu trebuie să fie așa un profesor. Iar în semestrul 3 din anul 1 am avut primul gând în care am zis ok, opresc totul, nu mai vreau să mai văd pe nimeni de acolo, nu mai vreau să mai văd nimic, nu mai vreau să mai văd profesor sau facultate, m-am săturat de tot. Însă am continuat cu puțină susținere și a fost totul ok până în ultima perioadă în care profesorul coordonator, care se presupune că trebuie să te coordoneze și să te ajute la lucrarea ta de licență, a făcut mai mult decât să îmi bage pețe în roate, pentru că am avut perioada cu accidentul, am încercat să explic că, știți, domnul profesor, mi-a fost destul de greu să scriu în momentul în care am avut accidentul și a trebuit să fac drumuri Brașov-București o dată la două zile să rezolv cu actele, în momentul în care a trebuit să umblu după cei de la asigurări, pentru că nici acum nu am primit banii de la Euroins și am zis că fac reclamații la ASF, am făcut și acum aștept să văd și răspunsul lor și am încercat să explic un pic perioada proastă prin care trec și faptul că stau foarte prost cu timp. Profesorul a fost la modul ăla, înțeleg, dar eu vreau să văd că faci ceva. Într-un final m-am apucat de licență, am făcut framework-ul, am făcut cam tot ce trebuia în spate, dar am rămas blocat timp de 2 săptămâni la o singură chestie, la o manipulare de pixeli în C#. Nu am știut pur și simplu cum se face, am zis că mă duc la profesor
profesorul coordonator să zică și mie câteva idei ce aș putea să fac. No. I-a zis că știi, acum trebuie să mă uit pe tot codul tău și n-am timp, e lung, descurcă-te. Asta se întâmpla într-o zi de marți. Mi-a zis că vineri e ultima mea șansă de a intra în licență. Erau 3 zile în care trebuia să muncesc pe rupte, adică pur și simplu am dormit noaptea foarte puțin, nu beau cafea, nu știu de unde am avut atâta energie, dar am rezistat. Într-un final am făcut aplicația să meargă, făcea ce trebuia, am scris 57 de pagini la documentație și erau toate scrise cu șâț, scrise de mine, nu a fost copiat nimic pentru că nu aveai voie, e plagiat, și prezentarea în PowerPoint, care nu pot să zic că a durat foarte mult, dar am vrut să o fac și pe aia să fie cât mai arătoasă și să încerc să-mi vând produsul cât mai bine. Iar în momentul în care m-am dus vineri la profesorul coordonator și am arătat licența mea, a fost o dezamăgire totală. Reacția lui a fost priceless. Zic că doar atât face. Eu nu pot să te bag în licență, doar cu atât. Și l-am zic, pe bune, după ce am lucrat o lună la aplicația mea și merge acum, pe bune, tu vii acum și îmi zici că nu vrei să mă bagi în licență pentru că ție nu-ți place aplicația mea? Ok, e alegerea mea. Dăm șansa să mă duc în licență. Să vadă și alți profesori ce am făcut. Poate lor le place. Într-un final a ajuns la ideea că o să mă bage în licență, însă nota pe care o să o primesc de la el o să fie nota minimă retrecere, adică 5, și trebuie să depind și de ceilalți profesori. Sunt sigur că ceilalți nu o să fie atât de subiectiv precum îndrumătorul meu, care se presupune că trebuie să te ajute, nu să-ți dea cu ciocanul în cap, sau cel puțin asta am simțit eu că se întâmplă în relația mea cu el. Nu pot să zic că e un profesor rău, dar nici nu pot să zic că mi-a făcut plăcere să fac licența cu el. Garantat n-aș mai face asta niciodată. Am avut colegi și cunoștințe care au făcut site-uri la care a lucrat 2 zile, aia a fost toată licența, încă 2 zile de scris documentația și în 4 zile și-au făcut licența. Am stat o lună ca prostul și am căutat în speranța că o să ajung în stadiu în care dau run și să meargă totul perfect, nu așa cum mergeam eu. Dar se pare că aprecierea profesorilor lasă de dorit, sau cel puțin față de mine, pentru că nu sunt genul ăla de lingo. Și după toate discuțiile avute, mi-a zis să-i trimit vineri când ajung acasă documentația să se uite peste ea, iar când are timp, cel mai probabil sâmbătă sau duminică o să răspundă și o să-mi fac o corectură. Mi-a zis ok, bine, am trimis-o când am ajuns acasă, am așteptat până duminică, iar duminică primesc următorul mail. M-am uitat în mare parte pe lucrare, dar nu am timp să stau să o corectez acum, îmi pare rău, asta e. Am pe bune, asta e? Profesor, asta e? După 60 de pagini și stres și toate cele, îmi zici că nu-mi corectezi licența și îmi zici asta e? O să supraviețuiesc și cu asta, probabil. N-am avut ce face decât să printez licența așa cum am scris-o eu, așa cum am considerat eu cel mai bine că pot să o redactez. Vedem ce o fi acum la prezentarea pe care trebuie să o fac în fața unei comisii, printre care se află și profesorul meu coordonator. Într-un final mi-a semnat toate hârtiile necesare, am intrat în licență, am predat licența la facultate, mă bucur că m-am scăpat de o grijă. Mai am 2 pasuri peste care trebuie să trec și abia aștept să fac asta, după care pot să zic că sunt liber, pot să mă bucur de vacanță, pot să mă bucur un pic de vara asta, iar mai departe trebuie să mă gândesc ce să fac. Sincer, la master, după toată experiența pe care am avut-o în facultate, cel puțin la Brașov, nu mă prea gândesc, de asta am stat și m-am gândit un pic și la București, de asta am stat și m-am gândit un pic și la Cluj, dar încă trebuie să-mi dau seama ce ar trebui să fac cu viața mea și care ar fi cea mai bună soluție la momentul actual. Și pe lângă toate acestea, trebuie să recunosc că și profesorii sunt jalnici, nu toți, dar mulți, mulți, și se știu anumite probleme în facultate și cel mai deranjant e că nu se face nimic. Adică tu ca profesor să vii la 50-60 de ani fața a 60, 70, 80 de studenți la un examen și să vomiți pentru că ți-e rău de la cât ai băut aseară, să vii la ore, la cursuri, la laboratoare și să miroși pur și simplu alcool, să pui capul pe catedră și să dormi 2 ore, mi se pare josnic, jalnic. Iar tu, ca instituție, să nu faci nimic în privința asta, inexplicabil. Nu înțeleg de ce toată lumea merge pe premisa asta e, se poate și așa, de ce să facem ceva? E un sistem putred, foarte putred, pe care nimeni nu vrea să-l schimbe și nu înțeleg de ce. Ori e o frică de schimbare, ori e o prostie de-a lor, pentru că nu vor să facă nimic în privința asta, nu vor să schimbe greșelile care există în sistem și nu vor să schimbe profesorii care fac greșeli extrem de mari. Iar asta cred că e un mare minus și un mare factor care m-a influențat în toate deciziile pe care le-am avut eu în ultima perioadă. N-am lăsat de facultate, n-am continuat și am vedea de viața mea sau pur și simplu să uit de tot și să-mi bag picioare, să-mi dau seama că n-am nevoie de o facultate să mă descurc în viața asta. Deși ar fi recomandat. Dar acum stau bine și mă gândesc în legătură cu masterul,
dacă chiar am nevoie de el sau nu. Din păcate, în străinătate nu sunt recunoscut, doar 3 ani de facultate, așa că mi-ar prinde bine un master, mai ales că mă gândesc să plec. Că în România, nu știu ce naibă poți să faci cu oamenii ăștia de la conducere și cu oamenii în general, pentru că nici mentalitatea oamenilor nu e mai prejos. Fiecare e pe cont propriu și dacă poate să fure, de ce să nu facă, că fură pentru gura lui. Așa că sfatul meu pentru voi, pe care puteți să luați sau nu în considerare, e faceți o facultate, dar nu o faceți doar de dragul de a o face și de a avea o facultate în spate. Faceți-o pentru că vreți, pentru că vă doriți asta și faceți o facultate care să vă placă. Ceva ce să vă facă să mergeți cu drag, nu să mergeți cu scârbă și nu să vă dați seama că iar a venit dimineața, iar trebuie să vă treziți, iar trebuie să mergeți să vedeți aceiași profesori pe care v-ați săturat. Și mai probabil o să dați și de profesori buni și de profesori răi, pentru că așa e peste tot și fiecare grădină are buruienile ei. Dar profesorii buni ar trebui să fie cei de care ar trebui să vă lipiți un pic, să luați câteva sfaturi, poate chiar de viață, și să vedeți ce ar trebui să faceți. Pe cei răi pur și simplu ar trebui să îi lăsați și eventual să le faceți câte o reclamație ca să se schimbe ceva, că dacă nu, nu o să facă nimeni asta. Și nu mergeți la facultate doar de gura neamurilor, de gura părinților, a fraților sau mă știu eu a cui. Mergeți la facultate pentru că vreți să faceți asta. Căutați un domeniu în care vă descurcați, un domeniu care vă place și un domeniu în care ați vrea să activați pe viitor. Pentru că dacă ajungi să mergi la o facultate la care nu ai nicio treabă cu nimic din ce e acolo și o faci doar pentru a avea o facultate în spate, nu o să-ți iasă și nu o să-ți iasă bine. O să cedezi după primul an, după primii 2 ani și nu o să fie nimic, ok? O să fie doar timp irosit din partea ta și 2 ani poți face multe cu viața ta, poți să ajungi undeva sus dacă știi cum să faci asta. Așa că nu vă irosiți timpul cu facultatea dacă nu vreți să faceți asta. Să nu se înțeleagă greșit. Susțin educația și mi-ar face plăcere ca mulți dintre voi să mergeți să aveți niște studii superioare, dar să știu că le faceți cu mare drag și că o să ajungeți niște oameni mari și că ați ajuns acolo pentru că meritați, nu pentru că v-a pus cineva. Cum se face de cele mai multe ori în România, pentru că pilele și vorbele și cunoștințele aparent încă sunt la putere. Hai să învățăm să ne câștigăm loc în societatea asta, să demonstrăm cât de buni suntem și cât de buni putem fi și că putem să facem treabă, să nu mai lăsăm pe alții să ne înjosească și să facă ce vor cu noi, să punem și noi un pic piciorul în prag și să fim niște oameni model pentru copiii noștri, pentru prietenii noștri, pentru persoanele din jurul nostru. Și vreau să fie asta un sfat pentru voi pe care să-l luați ca atare. Acum, oricum, fiecare o să facă ce vrea în continuare, dar ar fi bine să facem ce ne place în viața asta, pentru că avem o viață, avem 50-60 de ani, poate chiar mai puțin 20-30 de ani de trăit, în care dacă te duci 8 ore, 12 ore, 24 de ore la muncă și nu faci ceva ce să-ți placă, o să duci cu scârbă și nu o să aștepți decât să treacă ziua de azi, ziua de mâine, toată săptămâna, luna, anul și viața eventual. Și să treacă viața pe lângă tine, să nu te bucuri de ea, mi se pare cel mai trist lucru. Dar gata și cu subiectul ăsta, sper să fie un sfat prietenesc și sper ca măcar câțiva dintre voi să înțeleagă cu adevărat ce am încercat eu să spun acum. O să mă rug acasă și m-am apuc de învățat, pentru că vine licența și m-am săturat pur și simplu de tot. Chiar m-am săturat, mă duc să mă scap. Deci asta e singura mea motivație în momentul de față, că o să scap. Mă duc, învăț, scap și de examenele astea și într-o săptămână o să fiu liber. Și acum chiar mă retrag. Eu sunt Motorbike, chiar voi sunteți foarte tari ca de obicei. Urmează să ne vedem, cred că săptămâna viitoare sau poate mai postez încă un clip săptămâna asta. Rămâne de văzut cum îmi permite timpul să editez. Și nu uitați să dați like paginii de Facebook, de Instagram, pentru că vara asta urmează să umblu prin mai multe orașe, urmează să fac câteva farmituri și asta e șansa voastră de a veni, de a lua câteva stickere, de a face o poză, de a ne cunoaște și de a ne simți bine împreună. Sunt în primul comentariu, sunt în descriere, așa că un like, un follow și un like acestui videoclip dacă v-a plăcut și rămâne să ne vedem în clipul următor. Pa!